Bună tuturor celor din zodia Gemeni sau care aveți ascendentul sau luna în zodia Gemeni și bine v-am regăsit la citirea generală pentru luna octombrie 2024. Dragilor, după cum știți, dacă vă doriți o citire personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să lăsați un like, să vă abonați sau să distribuiți acest video, să știți că apreciez enorm de mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Haideți să vedem care este energia pentru prima săptămână din luna octombrie și aici avem un 10 de cupe. Vă bucurați alături de cei dragi, bucurie în familie, o adunare în familia voastră unde se vor spune anumite lucruri mai vechi, care au provocat durere, da, reuniuni de familie, care vor declanșa o avalanșă din punct de vedere emoțional. Sunt lucruri nespuse care se cer clarificate în săptămâna aceasta. Posibil să aveți de-a face și cu semne de apă, rac, scorpion, pești. Invitați la un eveniment, participați la un eveniment unii dintre voi, ceva bine stabilit și vă pun foarte mult pe gânduri situația aceasta. Căsătorie, o invitație la o nuntă sau poate da, participați la un eveniment sau este o situație de reuniune de familie aici. În a doua săptămână vorbim de o călătorie pe care o așteptați de foarte mult timp sau o sumă de bani pe care îi așteptați de mult și foarte posibil să apară săptămâna aceasta, da, bani de la un drum sau mergeți voi la un drum. Posibil să aveți de face și cu zodia rac, dar având în vedere că a căzut și magicianul și deține toate cele patru elemente, cu siguranță puteți avea de face cu orice semn zodiacal. Aici este vorba de un scop, vă urmăriți un scop, dar este un scop sănătos, o așteptare sau o luptă pentru a câștiga într-o situație sau într-o relație de dragoste sau la un loc de muncă. A fost foarte mult stres, există o perioadă stresantă pentru unii dintre voi în legătură cu un drum, sunteți stresați în legătură cu un drum, vești de la drum, ce vine de la un anumit drum către voi sau comunicare foarte multă, dar cu persoane de la distanță. Urmând ca în a treia săptămână să se îndrepte lucrurile, să vi se facă dreptate, poate aveți vreun proces unii dintre voi și sunteți foarte stresați cu procesul respectiv. Da, că apare un stres aici la voi. Nu știți dacă o să-l câștigați sau nu. E vorba de o amânare, dar și de o pierdere. Să știți, aveți și o pierdere, dar și un câștig în aceeași măsură. În aceeași măsură. Ori pierdeți o sumă de bani și vă stresați, vă strofocați, vă stresați foarte tare și pierdeți acei bani, dar ieșiți în câștig pe procesul acesta sau câștigați ce aveți de ce vreți voi să câștigați. Ori dacă vorbim de o siguranță într-o anumită legătură amoroasă care creează foarte multă suferință, e bine, posibil să reapară comunicarea, dar sunteți într-o așteptare, sunteți puși într-o așteptare sau sunteți ținuți pe loc unii dintre voi. Pentru că în legătură cu o instituție poate așteptați o veste și în legătură cu, nu știu, un loc de muncă, poate vreți să reluați o legătură amoroasă, o legătură de prietenie, așteptați niște răspunsuri, așteptați un verdict. Sunteți ținuți pe loc cumva. În a patra săptămână aveți de-a face cu un semn de foc, berbec, leu, săgetător, persoană care vine cu o veste către voi și vă lasă fără cuvinte sau vă pune tot așa într-o așteptare. Deci vedeți că sunt lucruri promițătoare pentru voi, doar că ce vă necăjește foarte tare în luna aceasta este așteptarea, că stați, bateți pasul pe loc, nu se mișcă nimic, dar știți că rezultatul va fi pozitiv sau va fi în avantajul vostru, dar că nu știți când se va întâmpla lucrul acesta, posibil să aveți de face și cu zodia pești, dar ia uitați cum vă surâd de norocul, oricum vi se vor debloca anumite lucruri, dar nu toate. În dragoste ceartă, atenție la ceartă, la provocări, la conflicte de orice fel. Comunicare, se cere comunicare deschisă și echilibrată pe legăturile de dragoste, altfel aici vorbim despre rupturi, dar de scurtă durată, posibil să existe și un trio amoros, văd și foarte multă speranță să vă găsiți alinare în alte brațe, posibil să fie și lucrul acesta, dar da, pare a fi o lună în care încercați să înțelegeți sau să vă înțelegeți partenerul, să înțelegeți relația de dragoste în care vă aflați, în cele din urmă o să ajungeți la un numitor comun prin comunicare, da?
și o să vă împăcați, pentru că apare norocul acesta. Pe planul profesional, unii vă veți păstra aceeași poziție, același statut, nu se întâmplă nimic în mod deosebit, alții vreți să vă schimbați locul de muncă sau să plecați, chiar dacă nu aveți o altă variantă. Poate pur și simplu nu mai suportați situația, pentru că ați pus foarte mult suflet în jobul acesta și ajungeți într-un punct în care se instalează confuzia, da? Mi-apar schimbări bruște, plecați brusc dintr-un loc de muncă. Atenție să nu fiți dați afară în urma unui conflict în care nu sunteți implicați direct. Dacă lucrați la un proiect, aveți tendința de a vă debusola, de a vă descuraja, că nu o să funcționeze și aveți tendința de a lăsa totul baltă, deși puneți foarte mult suflet în ceea ce faceți. Pe partea de bani, multă curiozitate, cum fac rost de bani, cum mă descurc pe viitor, da, curiozitate multă, idei, planuri, cum faceți să aveți siguranță financiară, foarte multă muncă apare aici și văd că nu o să vă dați bătuți, dacă aveți niște cheltuieli, dacă aveți de dus la îndeplinire niște planuri, vă zbateți până în ultimul moment pentru a obține banii respectivi și de a vă duce planul la îndeplinire sau să vă acoperiți cheltuielile. Posibil să aveți de-a face și cu semne de pământ, aur, fecioară, capricorn, semne de foc, berbecleu, săgetător sau semne de aer, gemen, balanță, vărsător, da, poate veni un ajutor și pentru un bărbat sau vă dă un bărbat o sumă de bani. Pe partea de sănătate, pot reapărea probleme mai vechi sau puteți rezolva acele probleme vechi cu care tot v-ați luptat în ultimul timp. Da, pot fi anumite stări, poate unii aveți, nu știu, depresie, răceli, infecții, probleme care nu se rezolvă de pe zi pe alta și la care trebuie tot schimbat tratamentul, dar vedeți că există o reușită, o realizare aici. E posibil să dați peste un medic bun care să vă ajute să găsiți tratamentul adecvat pentru problema voastră. Pe provocare, comunicarea la distanțe lungi, drumurile, blocaje, deci orice ați inițiat, parcă vă împotmoliți și trebuie să învățați să procedați diferit, să lucrați diferit, să discutați diferit, vreți stabilitate, aici vedeți că aveți tendința de a sări anumiți pași din dorința arzătoare de a ajunge la final, de aceea veți fi împiedicați, deci provocarea este să, provocare pe luna octombrie vine prin faptul că orice ați încerca să grăbiți nu o să se întâmple și mai rău de atât o să vă creeze de blocaje, dezamăgiri, pauze, tot felul de încălcituri în viața voastră, pentru că toate lucrurile care vor urma să se întâmple au timpul lor, deci timpul, un anumit timp când trebuie să se petreacă anumite lucruri, nu oricând doriți voi. Iar surpriza vine cu puterea, deci aveți răbdare să vă înarmați cu mult curaj, cu multă putere, să încercați să înfundați, să nu știu, să blocați aceste gânduri care vă creează agitație. Posibil să aplanați cu ușurință un conflict, să rezolvați o chestiune legală sau la o instituție sau la locul vostru de muncă, să găsiți niște rezolvări, o justificare, vi se deschidă anumite drumuri. Deci vedeți că noroc voi veți avea, numai că trebuie să nu reacționați impulsiv, să gândiți la rece anumite situații, dar mai mult de atât, mai sunt anumite conflicte deschise care vă irită, vă agită, vă enervează, atitudinea cuiva, modul în care sunteți tratați de o anumită instituție sau persoană sau situație și va trebui să vă înarmați într-adevăr cu multă răbdare pentru situația dată, pentru că câștig veți avea. Mai rezolvați chestiuni pe parte de căsnicii, procese, dragoste, pentru că văd aici multă liniște pe plan afectiv. Veți da dovadă de mai multă înțelepciune sau persoanele din jur vor fi mult mai înțelepte sau veți descoperi ce simte cu adevărat o anumită persoană, da, pentru voi, pentru că aflați secrete și vedeți că veți avea claritate sau trebuie să fiți un pic mai atenți la anumite detalii ce țin de muncă sau de persoanele cu care vă înconjurați, pentru că aici vorbim de situații foarte vechi, foarte adânci, care reapar acum în luna octombrie. Deci primiți niște semne pe anumite situații care v-au îngreunat sufletul la un moment dat. Dar de ce vin aceste lucruri? Ca să puteți merge voi mai departe, să priviți dincolo de problema respectivă care tot vă ținea pe loc.
Da, e o lună agitată pentru unii dintre voi, dar o veți scoate la capăt în cele din urmă. Trebuie să fiți mai încrezători și să aveți răbdare. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!